1 2 3 4 4 volume de teatru la Tracusarte, jumătate din integrala de teatru pe care încep să o public acum și care vine după 50 de ani de la descoperirea acestui gen literar, genul dramatic. Cred că la 16 ani am scris prima piesă de teatru. S-au adunat 9 volume în total și încep, deci, integrala de teatru Vișnec există, primele 4 volume, următoarele la toamnă și la începutul anului viitor. 9 volume de teatru în care se amestecă, de fapt nu se amestecă, se organizează, cronologic vorbind, toată pasiunea mea pentru acest gen literar și pentru teatru în general. 4 volume de teatru pe care le-am scris, deci, într-un răstimp de 50 de ani. Primele 2 volume conțin piese pe care le-am scris în limba română înainte de a pleca din România în 1987 și celelalte volume sunt pline de piese care au făcut naveta între limba franceză și limba română. În general, după 1987 am scris întâi în franceză, după aceea am transferat în românește respectivele piese. Ele au evoluat puțin, le-am rescris în franceză, le-am rescris în română. A fost o navetă între două limbi, foarte benefică această navetă, pentru că, într-un fel, am redescoperit și limba română prin limba franceză, ceea ce a fost o revelație. Sunt piese care străbat, deci, 5 decenii, care au traversat frontierele, care au traversat, de asemenea, frontierele dintre generații, care au fost montate în multe țări, mai toate în România, o bună parte dintre ele în Franța și în țări printre cele mai ciudate, dacă vreți. Am avut și mi-am văzut piese montate în Iran, în Japonia, în Turcia, în Tunisia, în Maroc, în, cum să zic, pe mai multe continente și aproape în toate țările Uniunii Europene. O viață întreagă, deci, dedicată într-un fel teatrului. Multe piese din aceste 4 volume s-au născut din experiența mea de jurnalist, pentru că jurnalistul din mine deseori i-a furnizat teme, subiecte scriitorului din mine, spunând, iată, actualitatea este atât de îngrozitoare, atât de ciudată, atât de perversă, încât sunt subiecte care nu pot fi inventate. Poftim, îi spune, deci, jurnalistul scriitorului, ocupă-te și de asta. Am scris piese despre femeile violate în Bosnia în timpul războiului din fosta Iugoslavie, despre valul de refugiați din 2015. Aș scrie o piesă acum despre frică, dat fiindcă în estul Europei a reizbucnit coșmarul războiului și al invaziei. Sunt piese de diverse facturi și nuanțe, unele mai absurde, altele mai realiste, altele mai poetice, altele mai onirice, iată, cânt la acordeon cu ele, toate mă reprezintă, în toate aceste piese se amestecă însă, se strecoară și o dimensiune poetică, pentru că niciodată poezia nu m-a abandonat. Pentru cei care vor să le citească, iată un braț de piese, vor veni și altele, să nu uite că înainte de toate, cel puțin în ce mă privește, piesele mele sunt și literatură. Ele pot fi citite ca niște bune pagini de literatură. Sper eu, pagini care să reziste în timp. Tracusarte, integrala Vișnec, integrala mea de teatru, primele volume există, pot fi comandate, pot fi răsfoite, pot fi citite, pot fi, bineînțeles, în continuare, montate.